Un cunoscut jurnalist din Ucraina este refugiat în România, unde a ajuns cu întreaga familie. Roman Malik Victorovici, prezentator la un post de televiziune din Kiev, a ajuns într-o localitate din Gorj pentru că a căutat locul în care își poate salva copilul. Fiul său, în vârstă de 12 ani, suferă de hemofilie, iar războiul i-a oprit tratamentul. În Gorj, o asociație i-a putut oferi medicația de care are nevoie permanent. Roman Malik Victorovici a plecat din Kiev chiar a doua zi după începerea războiului. A reușit să ajungă în Cernăuți, de unde a căutat soluții pentru salvarea fiului său. Это была такая длинная история, которая, наверное, несколько лет. Наш ребенок, у него есть диагноз гемофилия. Este o poveste foarte, foarte lungă, de mai mult timp. Ei au un copil care are o boală foarte, foarte rară și s-au cunoscut cu un om american care s-a urcat la Everest cu această boală și s-au cunoscut mai de mult și el le-a făcut legătura cu domnul de aici din Târgu Jiu, care are aceeași boală ca și fiul și așa au ajuns aici la Târgu Jiu. Au reușit să treacă granița cu toții, pentru că legea marțială nu se aplică în cazul părinților care au copii bolnavi. Riscuri au fost destul de mari, pentru că copilul are nevoie de tratament zilnic care îl face fix mama lui. Nu a avut atât de mult tratament pentru mai multe săptămâni sau ceva și au avut, și așa cum este război, nu au avut de unde să primească acest tratament și așa că aveau nevoie de un ajutor super rapid și de asta au fost nevoiți să plece cât mai repede ca să găsească acest tratament. Fiul lor, Arseni, în vârstă de 12 ani, povestește cum a fost prima zi de bombardamente. После этого 24 числа где-то в 5 утра мы услышали взрыв очень близко, потому что 24 февраля la ora 5 dimineața s-au trezit pentru că au auzit un bombardament foarte, foarte puternic și nu știu, a fost rachetă sau nu rachetă, dar s-au auzit ceva ce nu au auzit niciodată în viața lor. Jurnalistul susține că poporul ucrainean nu a crezut că rușii vor ataca pentru că se consideră frați. Familia refugiată din Ucraina va sta în România până se va termina războiul. Locuiește într-o casă pusă la dispoziție de autorități, aproape de un centru medical unde fiul lor primește tratament. Mulțumesc, România! Mulțumesc.